Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții aici, la Hunedoara 1 TV. O zi specială pentru mine, vreau să cred asta, îmi doresc să credeți și dumneavoastră asta. Aș fi rugat pe colegii mei, pe Rosi, bună dimineața, Rosi, și pe Bianca, bună dimineața, Bianca, și mulțumim că sunteți alături de noi. Aș fi rugat să pună pe ecran un mesaj. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Suntem aproape de sfârșitul, o să vedeți și de ce spun asta. Eu vă rog să aveți la îndemână șervețele, dragii mei, pentru că sunt ferm convinsă că în dimineața asta o să avem parte de lacrimi, de fericire. Eu una plâng de ieri. De câte ori văd și revăd materialele primite pentru această emisiune, îmi dau lacrimile. O să vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba și o să vedeți ce înseamnă să fim cu adevărat aproape unii de alții, cum unim sau dezbinăm. Asta rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi, dar așa, pe sufletul meu, o emisiune cu oameni faini, o emisiune cu oameni minunați, cu tineri minunați, cu profesori minunați, care să vedeți ce lucruri fac. E soare afară, deși a plouat de dimineață, dragii mei, puțin așa. Acum puteți renunța la umbrele, cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, ca și soarele. Parcă ca o binecuvântare pentru mine și cei care iubesc soarele. Pentru că așa cu inima plină de voie bună și de fericire, am venit astăzi la întâlnirea cu invitații mei. Nu o să vi prezint încă, deși cei care ați urmărit promo deja știți cine e invitat în această dimineață, dar vreau să începem altfel și o să-l rog pe colegul meu, Rosi, să dea un material pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră pentru începutul emisiunii și pe urmă ne reîntâlnim aici, la Dale Dimineții, în platou, aici, la mine acasă, în sufragerie. Il fuoco sacro del tripode dell'amicizia che accenderemo fra poco illumini i nostri pensieri e guidi le nostre azioni e che da Agrigento da sotto questo maestoso tempio zice Rosi să vorbesc, focul sacru al prieteniei, dragii mei, dar nu asta vreau să vedem. Steagul României, după cum îl vedeți în acest filmuleț. Ați văzut la începutul filmulețului costume populare românești, dragii mei, alături și deja încep să le primez. Acolo spune că focul sacru al prieteniei, a copiilor, s-au adunat undeva în Europa, nu foarte departe de România. Uitându-mă la acest material, am văzut steagul României și costumele noastre populare, autentice, de aici, de la noi, de acasă. Ia uitați-vă, că sunt de frumoși. Cum au ajuns acele costume populare acolo și cine a dus steagul României acolo, în Sicilia, dragii mei, pentru că vorbim de un festival al copiilor. Mulțumesc, Rosi! Cine a dus steagul României acolo și de ce l-au dus acolo și despre ce este vorba? Mulțumesc colegilor mei din regie și deja ochii îmi sunt plini de lacrimi. Și acum putem afla cine a dus steagul României acolo. Bună dimineața, draga mea! Bună dimineața și bine v-am regăsit pe tine și telespectatorii noștri! Mariana Lemneață alături de mine, alături de doi tineri minunați care au defilat acolo în Sicilia. Mario, bună dimineața! Bună dimineața! Și Andreea! Bună dimineața! Ce faceți? Bine! Ce căutați voi cu steagul acolo în Sicilia?
Da. Să ne promovăm țara. Să ne promovăm țara. Mariana. Da. Noi am vorbit cu puțin timp înainte să plecăm la acest festival, tot aici, amândouă, și eu mi-am dorit, le-am spus copiilor anul trecut, cred, că vreau să-i duc în Italia. Și uite că dorința s-a înfăptuit și ne bucurăm, ne-am întors toți de acolo foarte fericiți, mulțumiți și sunt multe de povestit. Dar pe parcurs o să descoperim fiecare pas al nostru prin acest frumos oraș Agrigento, la un oraș istoric, un oraș frumos, plin de istorie, pe malul mării, și a fost pentru noi minunat. Dragii mei, ca să ne aducem aminte pentru cei care poate nu ați fost foarte atenți la detalii, invitații mei din această dimineață sunt de la Palat. Care Palat? Nu administrativ. La Palatul Copiilor, aici în Deva. Este un palat pe care, mea culpa, încă n-am reușit să-l vizitez. Acolo, la palat, nu știu, prinți, prințese, pitici, ce aveți acolo la toate palat? Toate personajele. Da? Da, regină, împărați. Sigur. Dragii mei, acolo la palat, la Palatul Copiilor din Deva, se pare că există niște spiriduși care lucrează în fiecare zi. Știți, anul are 365 de zile, așa suntem, ei farmecă ceva, nu știu ce farmecă. Dragii mei, acolo în Sicilia, Deva a fost reprezentată de acești copii minunați. Parte din ei, că nu ne ajunge spațiu să-i aducem pe toți. Deși mi-aș dori să fiu în fiecare zi alături de acești oameni minunați care ne fac mândri că suntem copii. Sub sigla UNICEF, presupun, din materialele, mi-am dat eu seama din materialele pe care... Nu numai, acolo și-au dat mâna multe asociații culturale și folclorice și e un festival care cumva simultan se întâmplă două evenimente. Acesta la care am participat noi, I Bambini del Mondo și Mandorla in Fiore, care este festival pentru adulți. Însă cele două se suprapun în anumite puncte, cel puțin în parade am fost împreună. Spectacolele le-am avut separat. Și o vom vedem pe Andreea, dacă nu greșesc, cu steagul în mână, da. Nici dacă aș fi vrut, că de-aia te-am și întrebat când te-am văzut că ai intrat, mi-am dat seama că tu ești cea care fluturi steagul. Ce ai simțit tu când ai fluturat steagul României acolo? O mândrie atât de mare, atât de bine, când treceam lumea, toată lumea era pe noi, ne aplauda. România, ne simțeam atât de importanți și simțeam că trebuie să arătăm tot ce avem mai bun și să arătăm că suntem mândri de ceea ce facem. Fără cuvinte, v-ați luat șervețelele, dragii mei, pentru că eu deja sunt atât de câtă culoare, câtă frumusețe, câtă Dexul e cam nu știu, Dexul e sărac în dimineața aceasta, Mariana. Nu, da, emoție, aș spune. Multă emoție. Când te uiți la aceste imagini și vezi că acești copii din Deva ne spun că sunt mândri, dragii mei, și nu doar din Deva, pentru că nu sunt doar copii din Deva, sunt din tot județul, presupun, acolo la Palatul Copiilor, pentru că eu tot mai am aflat că Mario vine de la Hunedoara. Exact. Tu vii de la Hunedoara la Palatul Copiilor din Deva? Da, da. Cine te susține dintre părinți să faci naveta de la Hunedoara? Că mă gândesc că nu ți-e chiar atât de ușor. Trebuie să deranjezi părinții de la treburile de zi cu zi. Cum își fac părinții timp să te aducă pe tine de la Deva de la Hunedoara la Deva? Câteodată nu numai părinții, ci toată familia mă ajută. Neamuri, unchi, mătuși, toți membrii familiei, ca să ajung la Deva și nu numai la palat, ci și la școala populară,
să fac corele. Școala Populară de Artă. Da. Școala Populară de Artă de unde? De la care dintre ele? El este elevul Școlii Populare de Artă, studiază instrument muzical de 2 ani. Da. Dar să o luăm cu rândul. Că voi zice Școala Populară de Artă. Școala de Populară de Artă cadrul este Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Da. Sigur. Ce au ăla despre care tot vorbim foarte des, că mai sunt și alte școli populare de artă și la Hunedoara și la Petroșani. Dar toate aparțin de Centrul de Cultură și Artă. Mie mi-a șoptit cineva în cască aici la ureche, maică-ta a cântat muzică populară? Nu. Sunt poate coincidențe de nume. Dar se pare că nimic nu e întâmplător în viața asta, uite, da. Vezi? Bun, hai să o luăm așa. Ce instrument faci? Saxofon alto. Nu pot să cred. Și tu faci dansuri populare, Andreea. Și cântă. Și cântă. Da. Are și voce foarte frumoasă și de anul trecut am trimis-o să facă și canto, pentru că atunci când mergem undeva în România, cel puțin, între dansuri avem nevoie și de un solist. Și îl avem aici. Și acum acea întrebare, da, deja avem o formație, putem crea un festival, dacă ne chinuim bine cu Mariana, o punem de o petrecere, de un eveniment. Nu știu cum se face că găsim, vedeți, asta vreau să creăm o comunitate, să reușim să strângem oamenii în jurul nostru care să facă lucrurile diferit. Și Mariana, tu în cadrul Palatului, pentru cei care n-au urmărit emisiunea de data trecută, hai să ne aducem aminte, tu ești profesor de dans popular la Cercul de Dans Popular. Am această echipă fantastică, sunt copiii mei pe care i-am crescut de când sunt la Palat, pentru că nu am o activitate în învățământ foarte... Sunt doar 3-4 ani de când profesez ca instructor de dans. Înainte am fost dansator la Doina Gorjului, ulterior la Ansamblul Drăgan Muntean. La ansamblu e și acum. Sunt și acum, da. Și nu renunțăm, o ținem dacă se poate cu forța. Zicea că vrea să pensioneze, nu o lăsăm să se pensioneze, o ținem cu forța, că avem nevoie de ea. Pentru cei care nu au fost destul de explicită, e vorba de ansamblu Păduriancă, dragii mei, pe care noi îl tot amintim aici la Dale Dimineții, pentru că ei sunt pepiniera tuturor ansamblurilor. Ansamblu Profesionist Drăgan Muntean, ansamblu Hațegana, mai avem și aici ansamblu Silvana. Da. Toți tinerii ăștia minunați care cresc acolo la Palatul Copiilor probabil vor duce cu stoicism, să nu zic. Sigur. Bine. Da, asta este și până la urmă imersul lucrurilor. Eu sunt învățătorul, îi duc până în clasa a patra și îi preiau un diriginte mai departe. Trec la următorul nivel. Este normal, da. Da, cred că nu o să fac față la mesaje. O zi minunată ne spune Adrian Mureșan de la ansamblu Hațegana. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața, succes și mulțumim doamnei Mariana pentru tot și noi îi mulțumim. Și aici avem o fetiță, dacă am văzut eu pozele. Da, Andreea este. Alina Monica Cărmăzan. Andreea este membra ansamblului. Da, pe care o văd foarte des lângă Felicia Stoian, minunea noastră, în poze, dacă nu greșesc, dacă greșesc să mă corectați. Roxana Todericiu ne spune mulțumim doamnei Mariana pentru tot, ne spune și bună dimineața. Ramona Adriana, bună dimineața și felicitări tuturor. O salutăm pe tanti Maria Hinț, bunica Bianca, ei e una dintre... Trebuie să ne premiem fanii și aici cred că pe tanti Maria trebuie să o premiem, cu ea începem, pentru că e mereu alături de noi și Adriana Furcă e alături de noi. Cam fiecare dimineață și le mulțumim. Asta ne dă enjoy la viață și credință că facem lucrurile cum trebuie. Sper. Și dacă nu, aștept să mă corectați. Dragii mei, purședem mai departe.
De ce folclor? De ce nu altceva? De ce nu informatică? De ce nu, nu știu, altceva? De ce să te duci către o zonă de unei activități din viața de zi cu zi care nu e tocmai pe lista de plată? Adică aici ai mei mult cu munca, mai ușor cu plata. Nu vin banii foarte ușor aici. Așa de ce este folclor autentic românesc? Pentru că folclorul este impregnat în viața noastră, în cultura românească, mai ales pentru că de sute de ani facem chestia asta și o avem în ADN deja. În sânge. Exact. Avem în sânge. Mai ales bunici, străbunici care... A fost nevoie doar de cineva care să trezească interes. Exact. Cred că am simțit toți o chemare, nu neapărat că am ales asta. A fost o chemare să venim aici, la folclor, să promovăm și să ne simțim bine. Eu zic să am muțit, dragii mei. M-au lăsat fără cuvinte copiii ăștia în dimineața asta. Așa pățești și tu zi de zi cu ei? Da, sunt minunați. Că dincolo de cuvinte, Rosi, te rog, haide să dăm primul material de pe scenă. Șervețele, dacă n-aveți, înainte de asta să mergeți să luați, să aveți la îndemână primul material cu ei de pe scena de acolo, din Sicilia. E uimitor ce pot face copiii ăștia. La România, anche per loro il ricordo del mando nel fiore del festival, Giovanni prego per consegnare ai nostri amici della Romania questo splendido attestato che porteranno sicuramente, eccoli qua, per la foto ufficiale. Thank you.
Gli amici della famiglia delle 40 anni, anche voi siete bravi, credo che siete in tanti, poi verrò a conoscervi uno ad uno per vedere un po' insomma. Dragii mei, o parte, mai avem un material cu ei de acolo. Nu vreau să trecem mai departe să povestim despre festival. Vreau să-mi spuneți numele celor de pe scenă. Haideți, tu ne spui instrumentiștii. Cine au fost colegii tăi de scenă? În primul rând, domn profesor Andrei Crișan, Irimie Darius, Brunzan Dragoș și eu, Rădoane Mariu. Andreea, și ocazional a fost și Ciurariu Andrei, care e și dansator. Da, da. Care e și dansator. La parade da, și el era cu instrumentul. Da. Andreea, ne spui fetele și doamna profesor Mariana te ajută să spui băieții. Hai să auzim. În primul rând, Vesa Florina, eu, Gros Andreea, Sara Feraș, Baunli Maria, Pahonțiu Bianca, Carmazan Andreea, Giga Maria, Giga Mihaela, două gemene frumoase. Și sora. Da, sora Pașca Rebecca. Și la băieți? Toderici Rareș, Radu Răzvan, Pașca Rareș, Vesa Ianis, Baumli Florin, Dan Antonio, Popescu Darius, Balaj Victor. Și nu știu, s-ar putea dintre fete să mai fi uitat pe cineva. Cristinuța n-a fost. N-a fost, dar face parte din ansamblu. Dar și Cristinuța, da. Dadiciu Cristina. Și sper că i-am nominalizat pe toți. De toți la ansamblu Pădureanca? În momentul de față sunt doar 9 băieți, pentru că 2 au plecat, Bogdan și Răzvan, care sunt în clasa 11-a și deja am făcut prima trecere mai departe. Răzvan Suciu deja performează la ansamblu Drăga Montean și Bogdan se pregătește pentru idealul lui de a merge mai departe spre un alt domeniu și atunci fiind mai mult preocupat de școală, dar ocazional mi-a promis că se mai întoarce. Câți ați fost plecați în Italia? Cât a fost grupul? 23, cu tot cu instrumentiști și noi profesorii care i-am însoțit împreună cu doamna inspector Sonina Cobori, care a fost împreună cu noi la festival. Cum ajunge un ansamblu Pădureanca, un ansamblu de la un Palatul Copiilor la un asemenea festival, de o asemenea anvergură în Italia? Cum ajunge un ansamblu? Sigur, noi am fost recomandați, s-a făcut o selecție și am fost selectați și invitați ulterior să participăm. Ce am reușit noi să, sau lecția noastră pe care am adus-o cu noi, este aceea că fiecare, în modul lui de a se prezenta, este unic și pentru noi, pentru cultura noastră, trebuie să înțelegem că valoarea noastră trebuie să ne dăm noi. Ceilalți, în afara țării, când mergeam pe stradă acolo, așa cum spuneau copiii, se ridică părul pe mine și acum, și auzeam aclamând România, România, așa cum noi românii nu știm să spunem asta. Dar italienii ne-au dat așa o lecție extraordinară. Chiar a fost o lecție pentru noi să ne iubim mai mult, să ne apreciem mai mult, să înțelegem că valoarea noastră constă în asta. În tradiții, în obiceiuri,
Asta ne diferențiază. A rulat un material înainte, dragii mei, fără sunet sau cu un sunet de fundal, unde niște copii de la mic la mare bat în tobe. Ăsta e materialul, unde probabil înainte de paradă, da. Presupun că aici ei este, sunt italieni. Da, aici e startul. Aici am fost toți adunați, toate grupurile, și copiii și adulții. Au fost peste 25 de țări. Nu vă spun ce energie era acolo. De ce pot oare, nu vreau să-mi răspunzi, vreau să întreb universul, de ce alte țări pot să facă asta? De ce alte neamuri pot să facă asta? Tobele acelea răsună, dragii mei, dacă le ascultați, găsiți pe Facebook-ul Marianei Lămneață și pe ansamblul copiilor și pe ansamblul pădurean ca această postare. Ascultați acele tobe de la mic la mare, că îi vedem pe cei mai mici până la cei mai în vârstă. De ce alte națiuni pot să facă asta și noi nu reușim să strângem o mână de copii alături de o mână de oameni mari? Pentru că, din păcate, folclorul autentic românesc s-a oprit la un buchet. Și la cei mai în vârstă și la cei mai tineri, că așa, nu știu, parcă e limitat, nu știu de ce simt asta, că suntem porniți așa, parcă eu am pornit fac o provocare din a demonstra oamenilor că ceea ce ne-a rămas de la străbunii noștri are valoare. Și alte țări, și urmărim materiale pe care Mariana mi le-a trimis, alte țări, așa cum sunt cei din imagini. Aici e Costa Rica. Costa Rica. Da. Sunt... au fost chiar cu noi cazați și ne-am simțit extraordinar, cei de la Costa Rica. Am avut o seară împreună unde am cântat, am dansat. Toate seriile au fost excepționale, în afara scenei. Prietenii, se leagă prietenii, se întâmplă lucruri frumoase în aceste festivaluri și este important ca ele să se păstreze. Și noi avem un festival pe care îl organizăm, ansamblul Pădureanca este organizatorul principal, Palatul Copiilor. Anul acesta o să-i implic și pe ei mai mult în a fi ghizi. Și sperăm și festivalul nostru într-o zi să ajungă la un nivel... N-avem bani. Nu avem bani. E festivalul Carpatica, spune Rosi, că anul trecut și la Deva și la Hunedoara. La Hunedoara, când am venit la voi, ne-a plouat, a dat o furtună. Mi-aduc aminte că stăteam cu Rosi înainte să intrăm în sală. Abia am reușit să traversăm Piața, da. Ferdinand, vroiați să îl desfășurați afară, în, da, fața Casei de Cultură. Ne-am mutat în sală, pentru că afară nu s-a putut, da, ca a plouat. Aici e o altă întâmplare. Avionul a avut... Da. Rosi, acasă se aude un pic de sunet, așa? Și vreau să-i întreb pe copii, v-ați apucat să jucați, frate, prin aeroport? Eu nu știu ce e cu voi, așa? Știți, mândri sunteți că sunteți români? Să știți că a fost inițiativa lor. Eu am avut probleme cu recuzita de spectacol, cu bețele, că nu m-au lăsat să trec cu ele, a trebuit să... Și eram încă la procedurile de control. Da. Și copiii trecuseră deja, erau acolo și mai aud muzică și zic, ăștia s-ai mei. Mei cântă în aeroport. Da. Ei ajunseseră acolo la poartă și au văzut întârzierea. Asta a fost... Ce a fost în capul vostru? Să cântați în aeroport? Se bucurau că mai stau 3 ore acolo. Da. Să treacă timpul. Da. Să ne ocupăm timpul cu ceva și să facem ceva ce ne place. Când am văzut o întârziere de 3 ore,
Am gândit, noi aici ne plictisim. Ne vom plictisi 3 ore. Trebuie și să nu v-ați jucăm, plictisim. Să cântăm. Și ați cântat, și ați jucat românește. Eu asta treabă, nu înțeleg eu cum să iubești atât de mult jocul popular, să joci și când întârzi avionul. Dragii mei, dumneavoastră, ca să înțelegeți că eu nu prea înțeleg, Maria Hinț ne spune, bună dimineața, Hinț ne spune, felicitări doamne profesor și elevilor, Marin Dadiciu, felicitări, bună dimineața, o Nea Vasile Enea și Daniela sunt alături de noi și ne spune, bună dimineața, instructorul de la Hațegana, exact ce spuneam. Rodica Popa ne spune, felicitări și mult succes, copii frumoși, o zi binecuvântată. Constantin Pandia de la ansamblu Hațegana, bună dimineața, felicitări pentru emisiune de promovare a tinerelor talente, felicitări invitațiilor dumneavoastră și succes pe mai departe. Bună dimineața, Cătălin, prietenul nostru, instructorul de la ansamblu Drăgan Muntean. Felicitări, Mariana, felicitări tuturor, vă pup și vă îndrăgesc, mulțumim Ioana și întregii echipe pentru ceea ce faceți pentru noi. Noi vă mulțumim și încă o dată vă spun, noi vă mulțumim că voi faceți lucruri minunate, nu doar la ansamblu și la Palatul Copiilor și la Hațegana și peste tot, dragii mei, cei care faceți ceva și noi avem ce aduce în casele telespectatorilor și în sufletele telespectatorilor. Roxana Todericiu ne spune, ați fost minunați, felicitări pentru tot, copiii minunați. Așa e, copiii minunați au dus călușarul, fraților. Călușarul sau da. Călușul? Călușul. Călușul. Călușarul. Călușarul. Călușul e în Oltenia. Călușarul e în Ardeal. Au dus călușarul la... Călușarul este patrimoniu UNESCO și chiar s-au, a fost un an, anul viitor, acest oraș unde am avut noi festivalul, este oraș cultural în 2025. Joc și voie bună! Thank you.
Dragii mei, noi am jucat o țară aici, nu știu, Rosi, nu știu ce face, bate, cântă, nu știu ce face acolo în regie. Ne-ați cucerit cu totul, ne tăvălim, dar nu... Ne bucurăm. Felicitări încă o dată. Felicitări spun și cei de acasă. Bebe Guagara zice, Guagara. Bravo, Mario Adrian. Felicitări. Cine e? Tată. Da, e că tot. Felicitări, Mario, și mult succes. Ne spune și Valentina. E maică ta? Sau o mătușă? Nu, mătușa. Mătușa. Ma, aici am auzit că toată familia e susținătoare. Mariana, felicitări. Nu știu cum faci. O să descoperim secretul, dragii mei. Eu vreau să învăț de la Mariana, că nu-mi iasă. Eu vreau să creez așa o comunitate, așa prin emisiunea asta. Și mulțumim încă o dată Corinei, patrona noastră, că datorită ei, uite, putem să... pe care sperăm să o vedem în curând aici la Dale Dimineții. Așa e, Rosi, mulțumesc. Eu tot încerc să o aduc într-o dimineață alături de mine și să ne spună de ce ne permite să facem astfel de emisiuni cu puternic impact emoțional. Pentru că datorită ei și implicării celor din familia ei și noi putem să facem asta și putem să creăm, uite, o discuție cu tineri din ăștia care ne dă câte o lecție. Domn primar, primarii, alo, care nu vă uitați, vă uitați așa, primarii, dar nu s-ai noștri primarii ăștia, Rosi, mulțumesc. Ăștia sunt primarii din Sicilia, de acolo, frate. Care s-au adunat din așa toate regiunile și au mers în fruntea paradei care a fost de câțiva kilometri. Bine, parada a fost fantastică, toate țările, inclusiv cei mari, copii, car alegoric, căluți îmbrăcați cu podoabe ca pe vremuri, defilări de costume tradiționale vechi, deci a fost fantastic. 25 de țări. Pentru cei care au venit mai târziu alături de noi, dragii mei, 25 de țări. Palatul Copiilor din Deva, reprezentat prin ansamblu Pădureanca, un ansamblu din copii, fraților. Copii și câțiva profesori, o mână de profesori care au pus umărul, au găsit finanțare, nu știu cum, nu știu cine i-a ajutat, dar au luat calea Siciliei, dragii mei, între 9 și 17 martie. Această frumoasă domnișoară care e alături de mine aici, o puteți vedea și pe Facebook, a fluturat steagul României la propriu și încă o dată vine să plâng. Acel filmuleț de prezentare a acestui festival a fost uimitor cu care am început emisiunea, pentru că să vezi acolo steagul României și costumele noastre populare acolo între cele 25 de țări. Noi, România, care nu avem bani mai de nimic, punem mână de la mână, cărăm câte o găleată de curent, doar poate în campania asta din 2024, tot de canal o să discutăm, că noi încă n-am tras canalul și apa de mine să avem bani de festivale, vedeți, vede treaba. Încă o dată poza cu primarii italieni, nu sunt ai noștri, dar eu îi provoc pe primarii județului Hunedoara, dragii mei. Uite, o provocare. Poate spuneți mână de la mână, umăr de la umăr și facem festivalul Carpatica. Sau cum o vrea voi, să știți că eu să numiți. Dar să știți că e un motiv anul ăsta în 2024 să-și facă poze unii. Dacă n-aveți de ce să vă faceți poze, poate faceți poze cu copiii ăștia. Că n-au ba... Da, turnăm asfalt. Da, nu, asta e treaba. Nu facem festival. Înainte de finalul emisiunii, dragii mei, o să încheiem cu un alt, mai avem 15 minute, Rosi, vreau să vedem acel material pregătit, să vedeți, fraților, ce înseamnă 200.000 sau 280.000 de vizitatori. Sute de mii de euro sau zeci de mii de euro care se duc pe poze. Ce putem face dacă nu facem poze la
acei că n-ai întuneric, noaptea n-avem curent. Ce putem face cu banii ăia? Să aducem vizitatori și să aducem, dragii mei, și copii din alte țări, aici la noi acasă, la Deva, la Hunedoara, cum i-ați adus și anul trecut. Eu știu vreo câțiva primari care v-ar ajuta. Le batem în ușă. Așteptăm. Îi batem în ușă. O luăm, frate, cu cerșitul pe la ușa primarilor, că e 2024 an electoral. Poate mai reușim. Noi toți suntem o comunitate. Indiferent de culoarea politică, ar trebui să urmărim interesele comunității. Iar un festival internațional aduce valoare. În special faptul că este în zona noastră, nu mai este altul. Ar trebui să îl susținem și să îl ridicăm. Un festival pentru copii. Am putea să strângem și seniorii de la ansamblurile mari. Mai știi, poate reușim să strângem ansamblurile mari și să strângem și ansamblurile mici, pentru că mai avem juniori și la Hațegana. E și acolo Nea Vasile, nu știu cum îi adună pe copiii ăia. Avem. Mai e și în Valea Junii Petrileni, da, așa e, Rosi, mulțumesc. Uite, am putea să, dragii mei, haideți să punem mână de la mână, să vedem, poate putem să facem un festival. Acum la Zumii nu mai contează electoral să fie, dacă asta vă doriți. Dar să facem pentru copiii ăștia ceva, că promitem noi că noi vă facem poze. Eu mă ocup personal cu făcutul pozelor, dacă asta vă ajută. Că, na, anul trecut s-au unit primarul de la Deva și primarul de la Hunedoara. Și cel de la Gioagiu. Și cel de la Gioagiu, Florin Oancea, Vasile Cărăguț de la Gioagiu și Dan Boboțanu de la Hunedoara. Au pus umăr de la umăr, au spus da și festivalul s-a desfășurat în aceste trei localități. Deva, Hunedoara și Gioagiu. Da? Da. Greșesc? Nu greșesc. E bine. E bine? Am spus tot. Poate mai găsim câțiva primari care să pună mână de la mână și să vă aducă copii din toată lumea aici, acasă, la noi în România. Babinii de Mondo. Și eu sunt foarte convinsă că și de la Centrul de Cultură v-ar ajuta. Uite, și Școala Populară de Artă. Rămânem că mai avem foarte puțin timp. Noi două tot vorbim și sper să te văd foarte des aici la Dale Dimineții, pentru că tu mereu ai lucruri frumoase de spus. Mulțumesc. Uite, următoarea invitată cu care vii poate e acea domnișoară, da, de care am povestit. Să, și mai știi, încă un instrumentist. Dragii mei, în atmosfera tinerilor care, da, dă din cap, în atmosfera tinerilor, că, na, voi sunteți viitorul, vă dau o veste proastă, noi ăștia mai în vârstă, nu știu cât vă putem ajuta, că în afară să vă blamăm, nu prea știm să facem mare lucru, decât să vă spunem că nu sunteți buni de nimic. Ați legat prietenii acolo, Sicilia? A, și câte? Ce știați despre Sicilia înainte să plecați acolo? Despre Sicilia nu știam foarte multe. Am documentat mai puțin. Când ești acolo, vezi ce e acolo, pe bune. În poze, nu prea vezi foarte multe. Și legat de prietenii, am legat foarte multe prietenii, mai ales cu cei din Costa Rica, cu care ne-am distrat în fiecare seară. Columbia. Și, exact, Columbia, Grecia. Ne-am împrietenit cu prietenii noștri, cu grecii. Și da, a fost un festival foarte frumos în care am avut ocazia să întâlnim oameni frumoși și speciali. Ce înseamnă frumos și special, Andreea, cu cuvintele tale, dacă ne povestești? Ce înseamnă om frumos și special? Care este el și arată adevărata lui față, este unic în felul lui, indiferent de ce se întâmplă în jurul său, care se ține pe el, așa cum este el, cum vrea. Sicilienii sunt niște oameni foarte călduroși, ne-au primit, seamănă foarte mult cu noi. Sunt foarte ospitalieri, foarte calzi, bine organizați. Nu avem nimic de reproșat în toată organizarea, totul pus la punct, chiar și timpul liber ni l-au organizat în așa fel încât să ne simțim bine. Dacă ar fi după voi, tinerii,
care ați fost în Sicilia, că pe cine ați invita voi acasă la voi în România, din toată lumea asta așa, pe cine ați invita voi? Dacă voi ați, dacă Dumnezeu ne aude și ne dă așa o sumă mare de bani, câștigăm la loto și facem festival, nu contează cum se numește. Pe cine ați invitat? Tu pe ce ne-ai invitat? Din lumea asta? Ce țări ai? Din punctul meu de vedere, fiecare naționalitate are o cultură minunată și fiecare e special în felul lui de a fi. Nu cred că am o țară preferată să o chem. Oricare ar fi, pentru că fiecare e frumoasă în felul ei de a fi. Și fiecare are să ne arate o parte frumoasă. Clar. Andreea, tu ai invitat pe cineva special acasă la tine în România? Cred că totuși cei din Costa Rica ne-au transmis emoția lor și bucuria cu care dansau. Erau așa, se distrau, n-aveau nicio grijă. De fapt, ei au fost cei care au și câștigat trofeul Festivalului Costa Rica. Filmulețul pe care l-ați în imagine văzut, acum vedeți grupul din Mexic, care erau foarte atractiv, să zic așa. Era un spectacol prin costumele lor și prin dans. Foarte... Fiecare țară, fiecare neam, fiecare popor are o tradiție, dragii mei. Sunt așa cumva diferiți și totuși la fel cu noi, pentru că un popor care nu-și uită tradițiile, nu-și uită de unde au plecat rădăcinile. Minunea minunilor este că cele 7 minuni ale lumii se întâmplă uneori chiar aici, acasă, la noi. Și încă găsim tineri care duc mai departe aceste tradiții, dar energia pe care o emană acești copii e ceva fantastic și fabulos, dragii mei. Acum, Dan Patricia spune: bună dimineața, felicitări tuturor, copii minunați, suntem cei mai mândri părinți, mulțumim doamna profesoară Lămneață și pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri. Și eu vreau să le mulțumesc părinților pentru că ne-au susținut și financiar pentru acest turneu și ne susțin de fiecare dată. Mulți dintre ei poate nu au cele mai bune condiții materiale, însă au fost totdeauna alături de mine și de copii. Și le mulțumesc. Mi-a dispărut un mesaj pe care vreau să-l citesc. Ioana Tatiana ne spune: bună dimineața și felicitări. Mulțumim, Tatiana. A scris Tatiana la un moment dat că un popor nu moare atât timp cât își păstrează tradițiile. Așa e, dragii mei. Mesajul probabil a fost trecut pentru că live-ul merge înainte. Îl văd pe domnul profesor, dirijor, maestru George Câlțeal, văd alături de noi live în această dimineață. Salutăm și îl felicităm. Și el crește tineri și el pune umărul la păstrarea a tot ceea ce fac, ce se întâmplă în folclorul autentic românesc. Rămânem într-o atmosferă de suflete pline de bucurie. Eu vă felicit în mod personal. Mai avem încă 5 minute. Nu știu, i-aș întreba așa pe cei doi tineri de astăzi de lângă mine. Sper, dragii mei, să vă cunosc pe toți personal, cei de la Pădureanca, și să ajungem să ne întâlnim aici la Dale Dimineții, dacă nu toți, odată măcar pe rând. Facem Dale Dimineții la noi în sală. Nu cred că ne lasă Corina, că trebuie să ne mutăm cu toată aparatura. Dar nu, o zis Rosi, nu o luăm toată. S-ar putea să facem o ieșire, am făcut și la Orăștie, la Goscom, sâmbătă mergem la Decebal, înainte să se termine emisiunea o să vă spun despre ce este vorba. Visezi, care e visul tău? Visul meu este să pot să fac ceva, să evolueze comunitatea în care trăiesc. Să fac ceva bun, să
fac ceva productiv. Câți ani ai? 15, fac 16 imediat. Amândoi. Clasa 9. Cum să gândești că vrei să visezi în clasă? Să faci ceva pentru comunitate? Mai dragii mei, tot ia în electoral, hai te las lecții. Andreea, care e visul tău? Îmi doresc să pot să transmit mai departe bucuria asta și iubirea pe care o port pentru dans și pentru muzica noastră tradițională și să pot să le arăt că are mai multe valori decât celelalte noi apărute, care nu au cele mai frumoase limbaje și nu ne transmit prea multe valori, poate, și să putem să le arătăm că de unde am plecat, de acolo e cel mai bine. Se întoarce. Da. Dragii mei, dacă mai aveți ceva de spus, Mariana, ce am mai putea noi două spune? Nu știu, eu am rămas fără cuvinte. Am spus că o să fie o emisiune fără cuvinte și că Dexul e sărac în dimineața asta. Da. Ne rămâne să plângem amândouă. Eu și Mariana plângem aici lângă ei. Ne rămâne să plângem amândouă. De la reflectoare. De la reflectoare ni se trage, dragii mei, să știți. Da. Sigur, a fost o bucurie și rămâne pentru noi o bucurie. Pentru că eu am reușit să dau mai departe microbul. Folclorul pentru mine e un microb, da, un virus. M-am virusat mulți ani în urmă și virusez și pe alții. Virusez și pe noi. Asta este esențialul. Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru că ați venit în această dimineață atât de devreme la Dale Dimineții. Vă mulțumesc și pentru ceea ce faceți. Și de-abia apuc să ne întâlnim. Eu îmi doresc să ne întâlnim foarte des, pentru că simt așa că voi o să mă ajutați să strâng această comunitate de oameni frumoși și buni, cu o sămânță de la Dumnezeu. O să Dumnezeu. Vin și eu cu niște idei. Vii cu idei? Doamne ajută că nu mai sunt singură. Dumnezeu a pus aici în sufletul nostru o bucată de inimă care bate, dragii mei, și poate că într-o zi va bate la unison. Într-un minut jumate cât mai am, luni dimineața, o să ne întâlnim cu alți tineri frumoși, dragii mei. Rosi, mă ajuți? Ambasadorii Lions se întâlnesc, tinerii ambasadori Lions din toată țara vin la Deva și se întâlnesc la Colegiul Decebal. Colegiul Național Decebal va fi gazdă. Ce se întâmplă acolo? Ce au ei de transmis? De ce vor ei să schimbe țara asta și nu vor să lase lucrurile așa cum sunt și ca, la fel ca și acești tineri minunați? Vor să facă altceva decât suntem obișnuiți? Vom vedea luni dimineața. Până atunci, eu pot doar să vă spun că vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cu pace în suflet, cu liniște și cu mult soare și pe cer și în suflete. Și când nu știm ce să facem, mergem la Palatul Copiilor, dragii mei, pentru că avem de învățat de la acești tineri minunați care astăzi ne-au arătat că țara asta are viitor și ne-o demonstrează în fiecare zi. Până luni dimineața eu pot să vă spun doar simplu, vă iubesc!